Fel și fel de luminițe colorate au ornat clădirea primăriei din comuna Turcinești și bradul din curtea instituției în apropierea zilei de 8 martie. Cu toate că sărbătorile de iarnă sunt de mult trecute, autoritățile locale nu s-au deranjat să oprească instalațiile ornamentale montate de sărbători. Contactat telefonic, primarul comunei a afirmat că de vină pentru această situație este ploaia care a reaprins luminile. Anul ăsta am făcut acolo un cablu de ăsta într-un brad, că a dat frumos toată iarna și l-am desfăcut și într-adevăr când a spus mai ploareu și cred că s-a produs un scurt acolo la un fir și s-a aprins. L-am remediat astăzi, dar nu asta era paguba comună, că era un consum de câțiva vat. L-am deconectat mai de mult, dar acolo băiatul, că n-am avut un specialist așa de multă clasă, când a desfăcut un fir care făcea alimentarea cablului astea, că așa leg în decembrie și îl desfac după. Când l-a desfăcut, n-a fost atent și nu l-a desfăcut bine. Deci când a plouat, nu știu ce s-a întâmplat, a avut un masă și s-a aprins. Cetățenii aflați la cârciuma din apropiere nu au fost deloc încântați când au observat echipa Gorj TV care filma sediul primăriei. Amețiți bine de aburii lui Bahus, aceștia au rostit cuvinte dure și amenințări, fiind în nevoie de intervenția poliției. Domnule, era 4, 5 erau acolo afară. Așa, cine bu? Și de tot 5, nu știu eu, dumneavoastră veniți către mine să mă amenințați. Eu. Că de ce filmez? Da. Eu. Deși zeci de primari se plâng că bugetul pentru anul 2015 nu este suficient pentru a acoperi toate investițiile ce trebuie făcute, primarul Vasile Gogălnicianu este mulțumit de banii primiți și spune că deși nu sunt mulți, se bucură cu ce are. Cu toate că drumul comunal se prezintă deplorabil, iluminatul public este pe primul loc în comuna Turcinești.